Angajatorii din județul Giurgiu au declarat la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 116 locuri de muncă vacante în perioada 11 mai-17 mai. Cele mai multe joburi, 95, se adresează persoanelor cu studii medii, profesionale și lucrătorilor calificați și necalificați. Se caută coafor, confecționer, cosmetician, curățitor, sablator, electrician auto, fochist, infirmieră, îngrijitoare, lăcătuș mecanic, lucrător comercial, manicurist, manipulant, mecanic auto, muncitor necalificat, operator chimist, operator introducere, validare, prelucrare date, paznic, sudor, șofer autocamion, tapițer, tâmplar universal, tinichigiu, vopsitor auto. Celelalte locuri de muncă disponibile sunt pentru persoane cu studii superioare și post-liceale. Sunt oferte în meserii ca asistent medical, casier, consilier, inginer construcții, inginer nave, inspector de specialitate, inspector resurse umane, magaziner, medic medicina generală, recepționer, contractări, achiziții, referent, șef birou, șef serviciu, șef serviciu voluntar pentru situații de urgență. Mai multe locuri de muncă, 247, sunt în spațiul Uniunii Europene, puse la dispoziție prin intermediul rețelei EURES. În Austria, un post ofițer proiecte europene, în Franța, un post lucrător în hotel, Germania, 44 de posturi, educatoare, lăcătuș mecanic, sudor, șofer profesionist, medic asistent în microbiologie, asistent medical, bucătar, personal servire client, personal în domeniul hotelier, tâmplar, mecanic industrial, factor poștal. În Irlanda sunt puse la dispoziție două posturi, tinichigiu auto, vopsitor auto, în Marea Britanie 60 de posturi, îngrijitor persoane, în Norvegia 26 de posturi, tâmplar, parchetar, tâmplar tradițional, montator, zugrav, lector superior în criminalistică, asistent universitar. În Republica Cehă sunt 20 de posturi, manager logistică, șofer camion, Slovacia 37 de posturi, șofer autocamion, transport internațional, îngrijitor persoane, infirmier, în Spania un post masseur, iar în Suedia 55 de posturi, tinichigiu auto, femei de serviciu, mecanic auto, vopsitori auto. Persoanele interesate pot obține mai multe informații referitoare la posturile disponibile atât în județul Giurgiu cât și în țări din Uniunea Europeană la sediul AGOFM sau pe site-ul instituției www.giurgiu.aneofm.ro.